Rezolvarea problemelor financiare de la Pandurii bate pasul pe loc. Conducerea clubului caută disperată soluții în rândul acționarilor, care ridică la rândul lor din numeri. Stoparea finanțării făcute de CEO a adus clubul într-o criză din care conducerea nu reușește să iasă. Acest lucru s-a discutat și în cadrul adunării generale a acționarilor. A fost o întâlnire foarte importantă ieri, privind efectiv existența clubului. Prin poziția mea am prezentat tabloul complet al situației și acum căutăm într-un timp, aș spune chiar record, soluții. E vorba de taxe la stat, la care vine ziua scadenței. Sunt salarii scadente pentru unii dintre jucători, e adevărat pentru cei care au ajuns, care au rămas la noi în echipă, i-am adus deja la luna mai și în mare parte și cât de cât este liniște. Va urma primul salariu pentru cei noi veniți. E o presiune importantă și în condițiile în care, o repet de fiecare dată, din luna ianuarie nu am primit niciun bani de la nimeni. Sau de unde am primit, i-am dat înapoi. Atunci este aproape imposibil să gestionez această situație. În prag de disperare, președintele clubului vorbește de o posibilă demisie. Am luat în calcul orice scenariu, pentru că cred că clubul și viața clubului este mai presus de o anumită poziție. Poate nu sunt eu unul potrivit, poate altcineva nu e unul potrivit. Important ca echipa aceasta să continue activitatea. Narcis Răducan spune că nu a dat un ultimatum acționarilor, pentru că din partea acestora există bunăvoință. Însă ministrul energiei este cel care refuză categoric o refinanțare a clubului din banii CEO.